Merge. Pauză, că mai am... Nu. Stai, pasies, ne-am să amintă da, ceva. Da, da. Cum e baia de făceam noi? Stai că iar improvizează ceva. Nu cânta. O foră. Hai să vedeți o chestie senzațională. Merg prostim puțin. E ora o foră. Păi e verde, e foară. Ați auzit cum se cânt? Cum se cânta odată, da? Ia fiți atenți. Asta se cântă astăzi. Cântec popular românesc. E un fel de telenovelă de asta, așa, în care se cântă tot felul de... Se laudă fiecare cântăreț cu familia, cu copiii, cu realizările din viață. Nu mai sunt vorbele care le-ați auzit, da? Ăștia cântă cam așa, râd tot timpul. Inferi ce cântă? Am auzit eu și am văzut la televizor. Nu se poate. O fată care cânta? Da, mă! O fată care cânta... Să mă vadă lumea toată, că n-am mamă, că n-am tată. Vai, nu! E o fericire de pe lume. Vai! Ce, n-ai văzut asta? Nu! A, n-ai văzut nimic. Da. Și astea cântă cam așa. Cum... Ah, cum... Dar nu face și probă de aia de sunet cu 1-2, 1-2? Mă, mă scuzați, mă scuzați. Niciodată n-am cântat-o, acum o cânt prima dată. Am sugerat eu ceva, am încercat. E o emisiune vie, da? Da, 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 da. Cum era, fai? Ha? Nu, pe servera. Ia, bagă-te-o așa, nu voi eu. Da, da, bagă. Ăștia nu mai știu ce... Îmi bag o chestie, nu știu ce se facă cu mâinile. Asta este fabulos. Nu știu, dacă depinde și de costumul, de unde vin, din zona unde vin, de unde vin ei. Dacă sunt din Moldova, se țin de aici, de bundiță, și se leagă în așa. Și o problemă cu bundița moldovenilor? Cred că nu. Nu, spun ce se întâmplă, da? A, da, bun. Dacă bun, vin bun. Din Transilvania, au ciucurii. Și fac așa, la ciucuraș, da? Dacă sunt din sud, n-au de ce să se țină. Și ăștia stau așa cu mâinile pe lângă ei și nu știu ce să facă cu mâinile. Eu mă uit, dau la sonorul încet și mă uit la ei. Este fabulos. Este râd de mor. Că fac gesturile jumătate din gest, știi? Și hai să cântăm.
sunt cel mai fericit, tată. Eu sunt cel mai fericit, tată. E că am crescut băiat și fată. Fata seamănă cu mine, înaltă și făcută bine. Ai și băiatul tot așa, mă, că seamănă pe cum seamă. Și așa mai departe. Da, ai vrut o chestie vie? E vie, maestre, nu, dar n-aveți pentru la nunți, pentru botezuri, cu din da, astea, nu? Da, nu știu, n-am cântat la nunți? Nu. Iertați-mă, dar vă mulțumesc vreau foarte mult încă o dată. Vreau să spun un lucru. O glumă muzicală extraordinară. Am tot respectul pentru cântăreții de muzică populară și nu numai, care participă la evenimente fericite ale oamenilor. Este faptul că nu cânt la nunți, nu ține de o anume, eu știu, chestia mea de infatoare. Nu, nu, nu. Nu știu, una la mână. Nu că n-aș avea repertoriu pentru așa ceva. Dar am senzația permanentă că eu sunt făcut pentru altfel de manifestări artistice. Eu sunt făcut să cânt pe scenă, în reflectoare. Nu știu dacă aș putea să țin minte versurile dacă aș vedea că eu cânt pe scenă și eu ia beau. Eu mă adresez unui public care trebuie să înțeleagă ce-i spun. Ori la nuntă vine omul să petreacă, vine omul să mă apuc să le cânt, da, să-i întristez. Nu că dacă le-aș cânta geaba lelele lișoară, n-ar sări pe mese și ar juca să le sare ochii. Nu de asta. Dar am înțeles cu toții. Eu artă, să știi, și am tot, repet, încă o dată, am toată stima și tot respectul pentru acești prieteni și colegi de-ai mei care își câștigă existența. Sigur, discuțiile sunt altele cu muzica asta nouă care apare acum, dar repet, este o altă discuție. Sunt imbatabil din două puncte de vedere. Pentru că 3 ani de zile am petrecut la Institutul de Folclor, unde alături de doamna Comișel, de Tiberiu Alexandru, de Pop, de Amzulescu, de mari creatori, de mari colegători ai cântecului popular, am auzit tot ce trebuia să aud ca să-mi dezvolt, ca să zic, cât am putut de mult cunoașterea să pătrund în cântecul popular adevărat. Și de asta ce văd astăzi, nu suport.